Hristos a înviat. Iubiți credincioși, Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului pentru ca fiii oamenilor să devină fii de Dumnezeu. Și pentru asta îi mulțumim. S-a făcut om, s-a născut într-o iesle, s-a făcut ascultător până la moarte, spune Biblia, și nu orice fel de moarte. Romanii răstigneau aproximativ 30.000 de oameni pe cruce în fiecare an. Și probabil că cei mai mulți erau vinovați de anumite lucruri, răscoale, tâlhării și alte lucruri asemănătoare. Singurul care a fost răstignit pentru noi a fost Iisus Hristos. Și îi mulțumim pentru asta. Așa cum spuneam aici, joi seara, joia, în a patra zi din săptămâna respectivă, săptămâna Paștelor, evreii sărbătoreau o masă specială. Începând cu Exodul, dacă vă uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, veți observa că Dumnezeu le cere să nu uite faptul că au fost robi 400 de ani și Dumnezeu cu mână tare și cu braț puternic i-a scos de acolo. Și Dumnezeu le cere să mănânce acea masă specială, dar în timp ce mănâncă, să nu vorbească despre sport, politică, guvern și alte lucruri, ci să vorbească despre evenimentele care s-au petrecut. Vine Iisus Hristos, iubiții mei, în Noul Testament și convertește sărbătoarea Paștelui, o convertește într-o sărbătoare a eliberării de sub robia păcatului. Și ne spune că ori de câte ori vom lua masa Lui și vom serba cina Domnului, să nu uităm că am fost scoși de sub o mână mai puternică decât mâna lui Faraon și asta e mâna diavolului. Astăzi nu te voi întreba dacă ești penticostal, ortodox sau catolic, ceea ce vreau să spun astăzi, și să apăs foarte tare și să fiu foarte la subiect, este că cei mai mulți din români sărbătoresc azi o sărbătoare, dar nu sunt liberi de sub mâna diavolului. Sărbătoresc un mormânt gol, s-au bucurat să găsească un mormânt gol. Dar vreau să vă spun, iubiții mei, că dacă și inima e goală, n-am făcut nimic. Mormântul e gol, ca inima noastră să fie plină de Hristos. Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Imediat după ce sărbătoreau Paștele, joi seara, vineri, avea loc acea jertfă extraordinară, cea mai importantă jertfă din an. Mielul de Paște la templu era sacrificat la ora 3 după masa. Și am subliniat joi seara, dar vreau să subliniez și astăzi, ca să înțelegem că Dumnezeu sincronizează totul perfect. La ora 3 după masa, după 6 ore petrecute pe cruce, după 6 ore de chin, din care cel mai puternic chin a fost setea, așa se subliniază în istorie, setea era cel mai puternic chin din punct de vedere uman. Însă Iisus Hristos a purtat și păcatele noastre și știm ce fel de chinuri au avut când și-a întors Dumnezeu fața de la El ca să se uite spre noi, slăvit să fie Domnul. La ora 3 după masă, iubiții mei, când la templu era sacrificat mielul de jertfă, când marele preot făcea acel sacrificiu și mii de oameni se uitau și priveau și așteptau acest eveniment, în afara cetății, pe o cruce, Iisus Hristos striga următorul lucru: s-a sfârșit. Ne-a învățat Domnul cum să ducem lucrurile până la capăt. Ne-a învățat Domnul că atunci când începem o lucrare, e bine să o și sfârșim. M-am uitat în viața lui Iisus, niciunde Iisus Hristos nu a făcut lucrurile pe jumătate. Nu a vindecat la un orb numai un ochi. A vindecat amândoi ochii. Când a hrănit mulțimile, 5.000 de oameni, nu a hrănit numai 2.000. Nu a zis, nu mai am pentru aia la 3.000. Iisus Hristos a dus planul Tatălui la îndeplinire. De la ora 3, după ce a murit, până la ora 6, era neapărat nevoie să fie dat jos trupul Lui. Pentru că începea sabatul, vineri seara la ora 6 începea sabatul. Apoi oamenii sărbătoreau mai departe, puteau să mănânce acum în voie, puteau să sărbătorească în voie, se terminase cu restricția aia de la Paște, urma apoi sărbătoarea primelor roade, duminica, și viața își continua cursul. Și pentru cei mai mulți oameni, următorul Paște a fost tot la templu. Următorul Paște a fost tot la templu și ei fără Iisus. Întrebarea la care vreau să răspund în această seară este următoarea. Cu ce rămâi după ce trec Paștele? Cu ce rămâi după ce trece sărbătoarea? Și o să ne uităm, iubiții mei, la 6 categorii de oameni din Scriptură care au rămas cu ceva, dar nu cu ce trebuia. În primul rând, preoții, cărturare și bătrânii, spune Biblia, că au rămas cu Iisus mort. Deși Iisus înviase, pentru ei era tot mort. 3 ani și jumătate, preoții, cărturare și bătrânii au umblat doar după acest lucru, să-L vadă pe Iisus mort.
simțeau că Iisus le ia mulțimea. Matei 27:18. Că știa, Pilat știa că din invidie preoții cărturarei dăduseră pe Iisus în mâinile lui. În mâinile lui. Îl invidiau pe Iisus, iubiții mei, pentru că vorbea cu putere și oamenii mergeau să-L asculte și ei simțeau că își pierd din popularitate. Matei 7:29. El îi învăța ca unul care avea putere. Iubiții mei, puterea la predicator nu o dă vocea, nici costumul. Puterea o dă Duhul Sfânt prezent peste cel care predică dacă trăiește ceea ce predică. Și Iisus trăia ceea ce predica. Slăvit să fie Domnul! Oamenii aceștia i-au chemat pe soldați și dacă deschideți cu mine Matei 28:11, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre ce s-a întâmplat. Adică străjerii respectiv au văzut cu ochii lor ce s-a întâmplat, da? Piatra dată la o parte, îngerul și alte lucruri. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ce să spunem? Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Pentru noi, au zis preoții și cărturarii și bătrânii, pentru noi Iisus e tot mort. Noi preferăm mai departe să avem slujbe, să avem carne proaspătă la Paște, să avem mai departe zeciuielile acolo, să avem o religie, nu ne trebuie o relație. Iubiții mei, astăzi o să spun de chestii, dar de ce pentru mine mesajul ăsta? Că eu nu sunt preot, nu sunt cărturar și nu sunt nici bătrân. Eu vreau să mă refer la altceva astăzi. Știți că mulți oameni de Paște în România nu s-au putut bucura de Paște? Când au văzut ce mașină au parcat ăla care a venit din afară lângă el, l-a prins invidia. Când au văzut ce telefon și-a cumpărat nepotul din America sau din Italia sau din Germania, nu mai putut să sărbătorească nimic. Problema acestor oameni, iubiții mei, dincolo că l-au considerat pe Iisus mort, a fost că erau plini de invidie. Plini de invidie. Cain din invidie l-a ucis pe Abel. Saul din invidie a umblat ani de zile după David. Ascultați-mă, atât de groaznic e păcatul invidiei că în loc să te facă să te schimbi, îți spune că e mai bine să te scapi de cel care e mai bun ca tine. Ori de câte ori acești oameni, preoți, cărturari, farisei s-au apropiat de Iisus, ascultați-mă, nu au venit să asculte o predică. Nu au venit să se schimbe. Întotdeauna, spune Biblia, au venit să-L ispitească, au venit să-I pună întrebări, au venit să-L prindă cu ceva. Vreau să spun astăzi că nu toți care spun întrebări vor să afle răspunsuri sincere. De aceea nu merită să le răspunzi la toți. Iisus Hristos, în seara judecății, Biblia spune, Matei 26:62, au adus niște martori și marele preot a zis, nu răspunzi nimic? 3 ani jumătate Iisus Hristos a răspuns, le-a predicat, le-a spus pilde, le-a spus mesaje profetice, mesaje actuale și oamenii ăștia nu s-au schimbat. Mai avea rost să mai țină o predică? Va fi o zi în viața ta când Iisus nu va mai răspunde nimic dacă nu te pocăiești, cât timp e vremea pocăinței. Va fi o zi în viața ta când Iisus Hristos pentru tine va fi tot mort. Mă rog astăzi Dumnezeu să ne trezească. Dragii mei, erau oameni care știau Biblia pe de rost, Deuteronom, Levitic, cărțile lui Moise le recitau din memorie și totuși au mers în iad. Din cauza invidiei, un păcat, am spune noi, care poți să-l mai ascunzi, nu se vede, e tot păcat. Și mizeria care e supreș și tot mizerie, nu? Și aia care e păpreș și care e supreș tot mizerie. Dacă astăzi este păcatul acesta în viața ta, dă-l la o parte. Am văzut oameni, nu se pot bucura de nimica din cauza invidiei. Nu pot să stea la masă, nu se pot bucura. De ce ăla are mai mult ca și mine? De ce ăla predică nu știu cum? De ce ăla cântă mai frumos? Iubiții mei, soluția nu e să-l omori pe Abel. Soluția este aproape tu de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. 2. Cu ce rămâi după ce trece sărbătoarea, după ce trec Paștele? Haideți să ne uităm la o altă categorie de oameni. Ostașii, Luca 23:34. Era obiceiul acesta ca și le dădea voie să își împarte lucrurile prizonierilor. Nu știu ce avea prizonierea aceea, dar la Iisus Hristos spune că și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Avea Iisus Hristos o cămașă într-un mod special făcută dintr-o singură țesătură. O primisă de la maică, așa era obiceiul la evrei, când pleca cineva din casă, mama îi făcea un cadou, o haină, două, trei sau alte cadouri. De cele mai multe ori se făcea o haină cadou. Iisus Hristos a avut haina asta. Și când l-a răstignit, l-a dezbrăcat de ea și a zis, mă, e păcat să o rupem, zice, hai să tragem la sorți, să vedem la care dintre ei
dintre noi cade haina asta. Dragii mei, 17 milioane de dolari. Haine vândute de Paște. În fiecare an, între 17, am greșit 17 miliarde de dolari. Pe planetă se vând până în 20 de miliarde. Știți ce bucuroși să ia de la Zara, CNA, H&M? O vândut bine și de Paștele astea. Tot cu haine rămâne română. Costume noi, cămăși noi. Vieți neschimbate, viață veche. Vreau să spun astăzi că nu e rău să ai o haină frumoasă, o haină nouă. Dar Iisus Hristos nu a vrut să ne dea o cămașă care ține câțiva ani, ci ne-a dat o haină sfântă care ține o veșnicie. Spunea poetul, și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu nu o porți și fără ea toți suntem morți, și eu, și tu. Știi cât ține bucuria hainelor? Până apare următorul model. I-a întrebat cineva pe patronul de la Zara, care acum e destul de în vârstă, nu știu dacă mai trăiește, dar oricum avea 75 de ani, când am citit ultima dată despre el. Și au zis, cum ați reușit să vindeți la un preț mic haine la toată planeta? Și au zis, totdeauna ne uităm ce e la modă. Apărăm repede în față. Și au zis, oamenii, chiar dacă au cumpărat acum 3 zile o altă haină, zice, o lasă la o parte și vin și ia o altă. Pentru că bucuria hainelor fizice ține puțin. Bucuria hainelor spirituale ține pentru veșnicie. Nu știu care e haina cu care te îmbraci astăzi. Dau un singur exemplu din Scriptură care mi s-a părut foarte relevant. Încercăm să ne ascundem și noi după anumite haine. Le purtăm în funcție de împrejurări. Încercăm să pozăm. Te rog, punem întâi Împărați, capitolul 22 cu 30. Citesc de aici 4 versete. Mergeau două popoare la luptă, da? Iuda și Israel, împreună cu doi împărați. Ahab și Iosafat. Iosafat îl urma pe Dumnezeu, îl iubea pe Dumnezeu. Ahab nu îl iubea pe Dumnezeu. Și acum spune Ahab așa, se simțea cu musca pe căciulă ca să folosească expresia asta. Zice, mă, dacă mă duc cu hainele mele de împărat, sunt șanse mari să mă omoare ăștia. Și o zis către Iosafat așa, Ahab, vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. O vrut să-l bage pe el la înaintare, știți? A fost foarte șiret. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. Adică și-a luat haine de soldat obișnuit, să nu recunoască nimeni. Mai departe. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carelor lui. Să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari. Un singur lucru contează pentru mine, zice împăratul Siriei, să ne luptați pe Ahab. Numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit căpeteniile carelor pe Iosafat, au zis, negreșit acesta este împăratul lui Israel, că din ăia doi numai unul mai era îmbrăcat împărătește. Uitați-vă că Dumnezeu pe omul ăsta sincer îl păzește. S-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat a scos un țipăt. Credeți că ia 32 s-au speriat de țipătul ăla? Nu. A fost mâna Domnului care l-au păzit. Căpeteniile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Fiți foarte atenți. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel, pe ăla care schimbase hainele, care vrea să pozeze că nu-i împărat, la încheietura platoșei. Împăratul a zis cărăușului său, întoarce-te și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt greu rănit. Iubiții mei, săgeata asta trasă la întâmplare, o nimerit un soldat care și-a schimbat hainele. Știți de ce? Că nimic nu-i la întâmplare. Pe Iosafat Dumnezeu îl păzește. Pe Ahab, de la Ahab își retrage mâna. Avusese Ahab pe Elie, care i-o prorocit să se pocăiască. Avusese jertfe pe Carmel. Avusese multe ocazii. Ascultă-mă. Când Dumnezeu își retrage mâna, și țânțarul te poate omorâ. Când Dumnezeu își retrage mâna, totul se sfârșește. De aceea spun astăzi, iubiții mei, să fim foarte atenți, trăim într-o lume care pune mare preț pe hainele fizice. N-ați vrea din seara asta să punem preț pe hainele spirituale? Pe hainele spirituale? Am mai spus aici mărturia asta cu mulți ani în urmă, o spun din nou. Undeva prin anul 2011, proaspăt căsătorit de câteva luni, mergeam cu soția și cu trei cântăreți în spate la o evangelizare la Grișu Mare. Când m-am întors de la evangelizare, la Șiria este o curbă de 90 de grade, am făcut curba aceea. Și în timp ce mă întorceam spre casă, pe acel drum, am văzut un om, un bețivan, se clătina pe bicicletă. Încerca să-și mențină echilibru, era pe drum, traversase drumul și am observat în fața mea cum a căzut în șanț. Am auzit o voce care mi-a spus, dacă nu te opresc să-l scoți de acolo, tot ce ai predicat e zero.
Tot ce a predicat pentru mine n-are valoare. Că Dumnezeu nu e impresionat de vorbe. Nu de maxime, ci de fapte. Am frânat puternic și soția au zis, de ce frânezi așa tare? Și am zis, pentru că trebuie să mă duc să ridic pe omul acela de acolo. Am ieșit afară din mașină 25, m-am apropiat, era mâl foarte urât în șanț, mirosea groasnic. Mirosea și el la băutură, dar mirosea și mâlul ăla foarte urât. Am reușit cumva să-l trag de acolo, să-l scot de acolo, s-a uitat la mine, era murdar, aproape până jos, jumate din el. Și-a zis, Domnule, de ce? De ce te-ai oprit, zice? Tu nu vezi cum miros? Tu nu vezi unde am căzut? De ce trebuie să te oprești pentru mine? Și am zis, pentru că în urmă cu câțiva ani, pe drumul vieții mele, în șanțul în care căzusem eu, s-a oprit Iisus Hristos și m-a scos de acolo. E datoria mea. Și am zis, asta e meseria mea, să scot oameni din șanț și să-i duc acasă. Și am zis, vreau să te duc acasă în seara asta, nu vreau să te las aici. Era frig, eu te pot lăsa în drum și tu la următorul șanț cazi din nou. M-am pus în mașină pentru că eram singurul șofer. Unul din cântăreți a venit de la bicicleta, alt cântăreț a venit la de umăr, se clătina așa. Era destul de lucit totuși, dar nu putea să-și menține echilibrul cum trebuie. Și au zis, stau departe. Și am zis, nu mă interesează, mergem, avem timp. Iisus Hristos a venit din cer pentru noi. Putem și noi să mergem un kilometru sau doi, nu? Și vedeam așa încet în spatele lui. Și vedeam cum tremura de frig. Avea o singură cămașă pe el. Și în timp ce conduceam, am adus aminte că am predicat despre haină și cămașă. Dacă își dă cineva haină, dă-i și cămașă. Și am zis, Doamne, trebuie să mai fac ceva. Și m-am dat jos din mașină și am luat vestonul meu. Un veston aproape nou și l-am pus pe el. Și a zis, nu pune haina asta pe mine, zice, pentru că eu sunt murdar și sacoul ăla e curat. Și am zis, o pun. Pentru că și Iisus Hristos a pus haina lui peste viața mea. Și am mers așa până acasă, când am ajuns acasă la el, o ieșit afară nevastă. Primul lucru care l-a întrebat, a zis, așa că voi sunteți pocăiți. Nu a zis penticostal, ortodox, atei. A zis, așa că voi sunteți pocăiți. Și am zis, dar unde se vede că n-avem pește pe mașină? Unde se vede că suntem pocăiți? Și a zis domnilor, zice, de 2 ani și ceva, ori de câte ori bărbatul meu ia salarul, merge în birci și îl consumă pe tot. Eu știu că noaptea în care el ia salarul, trebuie să mă duc să-l caut. Și iau șanțul la rând, și iau drumul la rând. Și când vin cu el acasă, mă gândesc, oare ce nu se facă lucrul ăsta într-o zi în locul meu? Și așa m-am gândit eu că dacă într-o zi cineva mi-l va aduce acasă când ia salarul, că încă n-am apucat să... Chiar mă îmbrăcam și mă pregăteam să și plec, că știam că urmează. Dar chiar mă gândeam că dacă cineva vine, numai pocăiții pot să facă asta. O scos un cântăresc 50 de lei din buzunar și o zis, Doamne, zice, plătesc eu ce-o consumat din în seara asta, poate aveți nevoie la copii. Ori da să intre înăuntru. Și atunci am făcut o greșeală. I-am zis, întrebe sacou înapoi. Întrebe sacou înapoi. Mi l-a dat. Mi-am dat seama că trebuia să-i las. Ori de câte ori sunt în zona aia șeriei și predic în bisericile de acolo, deși ceea ce v-am povestit s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, spun mărturia asta. Și știți ce mă gândesc? Într-o zi, poate că cineva din sală se va ridica și va spune, Domnul pastor, eu sunt omul acela. Știți ce mă bucur? Că Iisus nu ne-a cerut haina înapoi, cum am făcut eu. Iisus ne-a dat-o și a zis, aveți grijă de ea. Asta e haina mea, haina de neprihănire. Dați-mi mie hainele murdare și vă dau eu haine curate. În seara asta nu știu ce costum ai, nu știu câte mii de euro ai pe tine. Dar vreau să spun că în ziua judecății, singura haină care trebuie să o ai e haina albă. Doamne, împartă-ne la toți. Amin. 3. Străjerii, iubiții mei, după ce au trecut Paștele, erau și ei bucuroși. Străjerii au rămas cu pormoneile pline. Cu pormoneile pline. L-am citit mai înainte, Matei 28, cu 13, spune aici, cu 12, s-au adunat împreună cu bătrâni, au ținut sfat, au venit străjerii bucuroși. Au zis, zice, e o minune ce am văzut, de când facem de gardă, de azi, ani de zile, n-am văzut așa ceva. N-am văzut. S-a făcut un cutremur de pământ, un înger a venit din cer, a prăvălit piatra, o și șezut pe ea, zice. Înfățișarea lui era ca fulger, îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și au zis, am tremurat, când l-am văzut, am tremurat de frică. Exact așa spune Matei 28 cu 3, cu 4. Și am rămas ca morți. Au zis, domnilor preoți, nu știu ce s-a întâmplat, dar aici e ceva la mijloc aici.
Și a venit cineva din spate și a făcut așa cu niște bani, știți, în mână, niște săculeți. Și a zis, ați văzut ceva? Și a zis, nu, n-am văzut nimic. Nu zice, atunci e bine, dacă n-am văzut nimic, e foarte bine. Să spuneți așa și l-a dat banii. Iubiții mei, mulți după sărbătorile astea rămân cu datorii, dar sunt și alții care au rămas cu bani. Cine a avut miei, au rămas cu bani frumoși. Cine a vândut haine și alte lucruri. Și Kaufland și Lidl au rămas cu bani faini. Că românul crede că e sfârșitul lumii, așa spune la masă de Paște. N-ați observat? Nici nu i-a ajunge loc. N-are loc în frigider cât pune. Se spune că, știam aseară, că un român cheltuiește pentru masa de Paște pe persoană aproximativ 600 de lei. Nu vă sperați, n-am cheltuit atâta. Doamne feri. Pentru cărți, într-un an cheltuiește 15 lei. Că stomacul e mai important decât cunoștințele, știți? Deci pentru o masă de Paște cheltuiește 600 lei, 700 lei. Pentru cărți, 15 lei pe an. Pe an. Și atunci te miri că suntem așa cum suntem, nu? Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că banii n-aduc fericirea. Dacă fericirea ta depinde de ceva care astăzi vine și mâine poți să pierzi, aia nu-i fericire. Fericirea mea e să mă apropii de Domnul. Fericirea multora sunt banii câștigați. Într-o zi fiul risipitor a mers la taie că s-a spus, tate, dă-mi. Când vine acasă, ce spune? Dă-mi? Fă-mă. Când a plecat, a zis, dă-mi. Când s-a întors, a zis, fă-mă. Că a zis, tate, eu deja bani, cu bani mult sau puțin, dacă n-am un caracter schimbat, dacă n-am o viață schimbată, dacă n-am o relație bună cu tine, toți banii ăștia, zero. Iubiții mei, m-a lecuit Domnul de mult să invidiez pe aia care au bani. Din ce cauză? Nu-i păcat să ai bani. Dar dacă tu nu ai un caracter și o relație bună cu Dumnezeu, toți banii ăia îți vor folosi la păcănele, la femei stricate și la alte lucruri. Știu persoane care cheltuie 800 de euro pe noapte în păcat. În păcat. Pe noapte. M-a sunat la altă ieri cineva și a zis, Doamnă pastor, vreau să mă sinucid. Am băgat la aparat atâția bani încât n-am cum să-i dau înapoi. Cu trei cazuri de sinucidere am vorbit în ultima săptămână jumate. Niciunul dintre ei n-avea probleme cu bani în sens că era sărac. O avut bani și i-o băgat unde nu trebuie. Că e mai important caracterul decât banul. Ceea ce ești e mai important decât ceea ce ai. Iubitul meu, Iisus nu vrea să alergăm după buzunare pline, ci după inimi pline de bucuria mântuirii. Pline de bucuria mântuirii. Am trecut alaltă ieri pe lângă o casă. Știam cine stă acolo. Nu pot să spun mai multe pentru că se fermează. Și sunt oameni care, din familia acestui om care mă urmăresc pe internet și nu vreau să-i supăr cu ceva. Dar știam viața acelui om. A avut bani, a avut mașină, a avut casă, a avut o funcție foarte mare în România. Și m-am uitat la casă. Cărămizile erau tot acolo, casa nu era terminată, însă el plecase. În ziua morții, l-a găsit cu Bergambir lângă el, cu Marlboro și cu reviste imorale. Avusese bani o grămadă, avusese funcții. Când trecea el pe stradă sau când mergea el undeva, se deschidea orice ușă. Numai ușa de la cer nu s-a deschis. Ușa cerului se deschide numai dacă merg cu Domnul Iisus. Dacă merg cu jertfa Lui. Iubiții mei, străjerii, au rămas cu bormoneile pline, cu bani mulți. M-am gândit, oare peste an, când i-au întrebat copiii sau nepoții, tati, cum a fost în noaptea aia? Că am auzit că ai văzut ceva. Ce-or zis, oare? Ăsta e principiul care mi l-am pus mie în viața mea. Să-mi trăiesc viața în așa fel ca atunci când copiii mă întreabă de Iisus. Să nu roșesc. 4. Pilat a rămas mai departe prieten cu Cezaru. O trecut Paștele, dar înainte să treacă Paștele, spune Biblia în Ioan 19:12, Pilat căuta să-i dea drumul lui Iisus. Nu i-o găsit nimic ca vină. Auzi ce spuneau iudeii. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. O zis Pilat, mă, zice, ce să fac acum? M-au prins la colț ăștia, m-au prins la mijloc. Dacă îi dau drumul, strâng relația cu Cezarul. Ăștia, mă, la Cezar. Putea să rămână prieten cu Iisus, știți? Dar auzi mai bine cu Cezarul. Iubiții mei, știți ce mulți oameni zice, mă, m-aș pocăi, dar zice, îmi pierd prietenii. O să-mi pierd prietenii. Ăia de pahar, ăia de păcănele, ăia de jocuri. Cu cine mai ies eu în oraș? Uitați-vă aici, câți prieteni ai. O biserică întreagă dacă te pocăiești. Când am fost în spital, nu m-a sunat nimeni din prietenii, din colegii mei vechi, dinainte.
Dar m-au sunat oameni din biserică și m-au zis, mă rog pentru tine. Iubiții mei, știi cât timp țin prieteniile cu oamenii, cât timp ai ceva să le dai? Înțelegeți? Cât timp ești într-o poziție de influență pe care o poți pierde oricând. O spui zis Iov când a pierdut animalele, finanțele și familia, 16:20. Prietenii mei râd de mine. Auziți? Au ajuns să râd de prietenii de el. După ce o smulg după el o grămadă de lucruri. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Și cu Dumnezeu a rămas. Iubiții mei, prietenii pleacă când ești bolnav. N-ați observat? Prietenii pleacă. M-a sunat cineva de Cristi. Am fost în spital săptămâni întreagă. Nu m-a vizitat nimeni. Nimeni. Pentru că prietenii care nu sunt prieteni adevărați nu vor să-i infectez cu bobele tale. O zis ăștia lui Iov, stă la distanță, zice, nu cumva să ne infectezi, nu? Este unul care rămâne lângă tine și când ești bolnav. Și ăsta e Iisus. Este unul care rămâne lângă tine și dacă nu mai ai ce să parchezi în parcare. Și când ai datorii și când ești în probleme. Și ăsta e numai unul, numai Iisus poate să facă asta. Iubiții mei, prietenia cu oamenii se bazează pe ce poți să le dai tu lor. Prietenia cu Dumnezeu se bazează pe ce poți să dea El ție. Asta e frumusețea la Iisus, că nu vine să ia ceva de pe noi, ci vine să ne dea, să ne dea cerul, să ne dea mântuirea. Spune Biblia în Iov 22:21, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Ascultați-mă, mulți români acum la Paște au mesele pline. Mulți o să rămână cu boală, cu fiere, cu probleme, cu datorii, cu 1-1-2. Dar nu se pot bucura de mâncarea aia, nu se pot bucura de nimica, pentru că n-au pace. N-au pace. Citesc câteva versuri. Nu ți-a fost prieten Duhul Lumii, te-a amânat de azi pe mâini și după ani de înșelare nimic. Auziți ce prieten e Duhul Lumii, nu? Nu ți-a lăsat în mâini. Nu ți-a fost nici copilăria prieten credincios. Curând s-a dus senină către alții și gol te-a părăsit plecând. Nu ți-a fost prieten cu credință nici tinerețea cum ai vrut, nici sănătate, nici norocul. Un singur prieten ai avut. Dar pe acela unul singur l-ai ascultat cel mai puțin, l-ai ascultat cel mai din urmă și l-ai primit ca pe un străin și totuși încă el așteaptă, ca în sfintele spăreri de rău, să prețuiești a lui iubire. Cât mai așteaptă în pragul tău? Și ultima strofă spunea poetul, deschide-i singurului prieten, plângându-ți vina cu amar, căci dacă și el se va duce, poți plânge în veci. Va fi în zadar. Spune istoria prin Iosif Flavius, un mare istoric din acele vremuri, că după 3 ani și ceva, Cezar a zis către Pilat, la o parte, și-a pus pe altcineva. Și nu a rămas Pilat nici prieten cu Cezarul, nici prieten cu Iisus. A rămas singur. 5. Soția lui Pilat, știți cu ce a rămas după Paște? Cu visele. O visea frumos. În timp ce Pilat se ocupa de judecata lui Iisus, în timp ce căuta să audieze martorii, să găsească probe, soția lui, Claudia Procula, trimite pe cineva să-i spună soțului ei, Matei 27:19. Să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis. Din pricina lui. Nu știu să vă spun conținutul visului, că Biblia nu ne-l spune. Dar când s-a trezit Claudia, o chemat garda, o chemat pe cineva și a zis, du-te spune la soțul meu, că ăsta nu e orice fel de condamnat. Că ăsta nu e un tâlhar, nu e un om care a făcut revoltă, nu e un om care o spar case. Du-te spune că ăsta e un neprihănit. Neprihănit. Să nu mai caute probe, să nu mai caute înregistrări, să nu mai caute martori, să-i dea drumul. O visea frumos, Claudia. O, pe câți oameni cunosc care au visat frumos. O, câți mi-au scris și mi-au spus, mi-au zis, auzi, zice, am visat, zice, foarte faină. Bunica mi-a fost pocăită, a murit și în vis, parcă am visat cu o Biblie. Ce înseamnă să te pocăiești? A zis, nu vreau să mă pocăiesc. Am visat cu o biserică, am visat cu oameni care se roagă, care predică, am visat cu cerul care... Am visat că m-a chemat Domnul la cer. Dar au zis, nu poți să intri. Și am zis, știi ce înseamnă să te pocăie? Nu vreau să mă pocăie. M-a plăcut foarte mult visul, dar nu vreau să mă pocăie, zice. Iubiții mei, m-aș aștepta ca Claudia Procula să fie și la cruce, nu? Să vadă cum moare un om neprihănit.
Soldatul cu sabia se uită la cruce și vede oricum o crucificată o grămadă. După terminare, știți ce spune? Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Claudia trebuia să fie la mormânt, nu? Dacă chiar te-o mișca visul ăla, dacă chiar accepți mesajul, că asta vreau să subliniez astăzi, iubiții mei, nu știu Vicent, o sărbătoare, o predică, un like, un comentariu, nu. Dacă chiar ți-o vorbi Dumnezeu, trebuie să se vadă o schimbare, m-aș aștepta să văd pe Claudia în odaia de sus, la rugăciune cu ucenicii. Dar au zis, mă, nu pot, dă-ți seama, Pilat aici, cel mai mare guvernator, avem bani, avem relații, acum eu să mă duc cu Petru, vă dați seama cum o să arăt eu în poză cu Petru, cu Maria, cu Magdalena, cu alea care plâng. Dar măcar am visat frumos. Iubiții mei, drumul spre Iad e pavat cu intenții bune. Cu intenții bune. Vă aduc aminte că Iacov a visat frumos cu Dumnezeu la Betel. Și a mers 20 de ani și a încercat să facă el ce a făcut. Și după 20 de ani vine Dumnezeu și spune, Iacov, tu ai nevoie nu doar de un vis, ai nevoie de o întâlnire cu mine. Ai nevoie de o schimbare, ai nevoie de o transformare. Vă mai aduc aminte de ceva și mă duc la ultimul punct. Vine Laban după Iacov, îl urmărește pentru că îi se furase idolii. Mă frământă întrebarea asta, nu? Când o să plece fata mea din casă de la mine, oare cu ce o să plece? Cu Biblia mea sau cu idolii mei? O plecat fata lui Laban. Și-o plecat cu idolii, o plecat Rahela și-o furat idolii. Știi ce spune Dumnezeu în noaptea lui Laban? Să n-ai de face nimic cu Iacov, lasă-ți, dă-i pace, zice. Și vine Laban și spune, Iacov, aș putea să te fac praf, dar Dumnezeu astă noapte mi s-a arătat. Și acum atenție. Laban visa noaptea cu Dumnezeu și ziua întreba, unde sunt idolii mei? Unii dintre voi, așa veți face în seara asta. A fost o predică faină, o cânta frumos, a fost super. Cât a făcut steaua cu Dinamo. Veți merge mai departe la lucrurile voastre care vă atrag, care vă frământă și veți căuta fericirea. Vă aduc aminte că fericirea e doar lângă Iisus Hristos. Visele, predicile, poi o să fie oameni în iad care au dat like-uri la multe predici. Și în ultimul rând, știți cu ce a rămas Irod? Cu dorința de a vedea minuni. Asta căutați. Știți că sunt mulți care caută minuni? Biblia spune în Luca 23:8, Irod, când a văzut pe Iisus, deci dacă l-ai fi văzut ce bucuros era, ai fi zis, mă, sigur ăsta se botează. În două luni îl băgam în apa botezului, facem catecheză și îl băgam membru la biserică. O zis, nu, zice. Eu dacă vreau să văd pe Iisus, eu nu vreau să-mi schimb viața, eu vreau să-L văd dacă face vreo minune. Dacă aș vedea un om care se vindecă, iubiții mei, unii dintre dumneavoastră spuneți, mă, dacă aș vedea aici pe cineva din cărucior sărind, din cărucior, m-aș pocăi. Nu te-ai pocăi. Pentru că tu de 30, 40, 18, 17 ani, adolescențe, la balcon, tineri în sală, unde sunteți, dacă vrei și ai ochii deschiși, vezi minuni în fiecare zi. O zis poietul, e o minune când soarele apune. Minune din veșnicii. Dar mai mare e minunea din inimă. E minunea că El m-a iubit. Dacă am ochii deschiși, eu nu mă duc până la muntele Atos să caut o minune. Eu ved minune în viața mea. Nu? De 100.000 de ori inima mea și a ta pompează sânge în 24 de ore. Nu-i minunea asta. Întrebați-i pe aia care stau și așteaptă un transplant de inimă dacă nu e o minune. Ficatul tău face 500 de funcții pe zi. Mai vrei minuni? De ani de zi Dumnezeu ți-a dat aer, ți-a dat viață, ți-a dat binecuvântările Lui. Și tu cauți o minune? Irod trăia în păcat cu Irodiada. L-a ucis pe Ioan Botezătorul. Auziți, criminalii vor să vadă minuni. Știți care e cea mai mare minune? Să ai numele scris în cartea vieții. Asta e minunea pe care Iisus nu o să o refuze în seara asta, dacă ești sincer. Arătați-mi, vă rog, în toată Biblia asta, un om sincer, respins de Iisus. Fățarnici, vă arăt cât vreți, dar sincer n-am văzut. Mă apropii de încheiere, spunându-vă că tâlharul care s-a pocăit a rămas cu raiul. Apropo, știți că Putin a fost la înviere noaptea trecută? A fost și la înviere. După ce au ucis câteva mii de ucrainieni, au zis, mă, să fac învierea.
Nu vă spun ce i-a scris la cineva pe WhatsApp astăzi că se filmează. Erau doi tâlhari lângă Iisus acolo. Mors la înviere. Da? Tâlharul care s-a pocăit însă a rămas cu raiul. Ăsta a avut sărbători fericite. Nu? Nu vă mișcă lucrul ăsta. Preoții stăteau lângă cruce. Câțiva erau, cei mai mulți erau la templu, la Ierusalim, la jertfă. Dar câțiva au fost trimis special. Bă, zice, nu veniți de acolo, acum pierdeți jertfa, dar dacă veniți la masă. Da? Nu veniți de la cruce până nu vă asigurați că ăsta e mort. Nu cumva să respire și voi să plecați. Deci preoții stau, se uită la Iisus să fie sigur că moare. Tâlharul se uită la Iisus și știe că nu va muri. Aduți aminte de mine. Fizic, e o moarte fizică, dar există o moarte a Duhului care nu moare. Și au zis, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce sărbător fericit a avut tâlharul, nu? S-a pocăit în ultimile clipe. Toma a rămas cu atingerea rănilor din palmele lui Iisus. Toma, ce frumos, se poți să spui peste ani, m-am atins de Domnul. M-am atins de El. Nu? Maria a rămas cu o întâlnire în grădină. Iubiții mei, dacă ați fi ales după înviere să vă arătați cuiva, dacă erați în locul Domnului Iisus, la cine v-ați fi arătat? Eu cred că m-ar arătat la Pilat. Să-i zic, nu, cine a câștigat? Vă rog să studiați Biblia acasă, să vedeți că nici după înviere, la nimeni nu s-a arătat Iisus care nu a crezut în El. Nu a mers nici la Caiafa, nici la Pilat, nici la Marele Preot, nici la cei care l-au părăsit. O mers la aia care l-a iubit. Asta e simbolul primei învieri. La prima înviere ne vom întâlni cu Domnul noi cei care l-am slujit și l-am iubit pe El. Slăviți să fie Domnul. Cei doi care au mers în drum spre Emaus au rămas cu o cină pe care nu o vor uita. Niciodată, iubiții mei, niciodată. Citesc o mărturie și apoi ne rugăm. În California, în Arlington, cu mulți ani în urmă, un tânăr pe nume Jim Preston era cunoscut ca om de bine. Provenea dintr-o familie onorabilă, însă odată la o partidă de poker și-a pierdut cumpătul și și-a împușcat prietenul cel mai bun. Arestat pe loc, Jim a apărut în fața tribunalului și a fost condamnat la moarte. Disperați, părinții lui au lăsat o campanie de apel la guvernatorul statului California pentru grațiere. Fiind o familie cu nume bun, o mulțime de oameni s-au alăturat cu petițiile lor. Se pornise o adevărată campanie, cuprinzând și localitățile din zonă. În fiecare zi soseau în biroul guvernatorului teancuri de scrisori. În ultima vreme, funcționarii lui îi le aduceau cu coșul de multe ce erau. Guvernatorul, un creștin, ca unul care se simțea reprezentantul poporului, a hotărât să semneze actul de grațiere. Întrucât însă comunicarea veștii bune era un act foarte solemn, s-a hotărât să-i ducă lui Jim grațierea personală în închisoare. Dar nu oricum. Cu ocazia aceasta, s-a hotărât să se îmbrace în mantaua de preot, de cleric, pe care o purtase cândva în tinerețe, ca să reprezinte și mai bine iertarea oferită în dar de Dumnezeu. Însoțit de un gardian, guvernatorul s-a îndreptat spre ștelula condamnatului la moarte. Jim se afla chiar la vizetă, cu fruntea lipită de zebrele și aștepta disperat o intervenție. Când Jim i-a văzut pe cei doi apropiindu-se, a izbucnit mânios. Lasă-mă în pace, ești al șaselea care mă bas la cap cu crucea. Lasă-mă în pace. Guvernatorul a continuat să se apropie zicându-i, ascultă-mă, tinere, am o veste bună pentru tine. Am chiar vestea pe care o aștepți. N-am nevoie! Sunt sătul de din astea, lasă-mă în pace, ți-am zis. Prietene, dă-mi voie să-ți vorbesc, spuse guvernatorul. Pleacă, pleacă, a zis Jim, dacă nu, chem garda. Mâhnit, guvernatorul mai făcu un apel. În numele lui Dumnezeu te rog, dă-mi voie să spun de ce am venit la tine și apoi plec. Gardă! Ia sutana asta de aici. Îmi pare extrem de rău, zise trist vizitatorul, apoi se întoarse și plecă. În timp ce guvernatorul se îndepărta, gardianul privea uluit, când la unul, când la altul. Apropiindu-se de Jim, îi spuse, știi cine a fost? Chiar guvernatorul. Guvernatorul? Întrebă Jim uluit. Chiar el venise cu mandatul de grațiere. Simțind că se prăbușește în gol, Jim gemu crispat. Dă-mi o foaie repede, o foaie și un toc. Cu broboane reci pe frunte și cu mâna tremurândă, Jim scrise la repezeală o petiție. Mult prea stimate guvernator, de 1000 de ori vă cer iertare pentru felul nebunesc în care m-am comportat. Știți singurătatea, celula, gândul morții?
Vă rog din suflet să mai veniți odată și vă promit solemn că am să mă comport onorabil, dând toată cinstea pentru domnia voastră mult prea onorată. Când petiția a sosit pe masa guvernatorului, acesta o citi, apoi întoarse foaia și scrise pe ea cuvintele următoare: cazul nu mai prezintă interes. Clasat. Înainte de a fi executat, Jim Preston a fost întrebat de ultima dorință. Cu ochii căzuți în orbite, cu privirea pierdută, Jim spuse: ultima dorință? Da. Vă rog să scrieți la toți tinerii din America: Jim Preston nu moare pentru că a ucis un om, ci pentru că a respins iertarea oferită. A doua zi după execuția, revista Arlington Time a publicat cu vulvă cazul și testamentul său, care au pornit să facă ocol Americii. În ziua cea mare și înfricoșată, nimeni dintre păcătoșii lumii nu va peri pentru păcatele sale, oricât de multe și groaznice ar fi. Nimeni nu va fi condamnat în primul rând pentru păcatele sale pentru care a plătit Hristos cu prisosință, ci plânsul și scrâșnirea dinților, care va depăși orice prag al regretului, se va înălța pentru o singură vină de care vor fi acuzați toți păcătoșii, aceea de a fi respins iertarea gratuită a Fiului lui Dumnezeu. Cu ce rămâi după ce trec Paștele? Eu am spus da. Când m-a întrebat Domnul dacă sunt vinovat, eu am spus da și am fost iertat. Dar tu, spunea poetul, așa, iubiții mei, rugăciunea care o facem acum la sfârșit, să ne verificăm. Cu ce vom rămâne? Noi care ne-am împăcat cu Domnul, în fiecare lună aici ne apropiem de masa Domnului. N-ai vrea să faci și tu lucrul ăsta, să vii și tu cu noi? N-ai vrea să spui: Doamne, nu vreau să sărbătoresc o tradiție, să spun un Hristos a înviat și în inima mea să fie mort. Vreau din seara asta o altfel de viață. Vreau să nu mai resping iertarea Fiului. Iubiții mei, când Iisus Hristos a spus a sfârșit, asta înseamnă că nu mai e nimic de adăugat acolo. El a făcut totul. Mai trebuie să faci tu ceva. Mai spun ceva și închei. Dacă dumneavoastră mergeți la bancă și plătiți mie o rată, da? Vi se eliberează o chitanță. Chitanța aia e dovada cu care puteți demonstra la toată lumea că banii au intrat în contul băncii. Banca nu va fi eliberat chitanța dacă banii aceia nu intrau în contul lor, ori în online, ori cash. Faptul că plata pentru păcatele noastre a intrat în contul lui Dumnezeu, Dumnezeu a eliberat o chitanță și chitanța asta înseamnă învierea. Slăvit să fie Domnul! Scrie asta în Fapte. A făcut Dumnezeu o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat pe Iisus din morți. Mai spun ceva. Dacă tu nu vrei și eu spun: mă, nu-mi plăti rata la bancă, lasă-mă pe mine să plătesc, atunci înseamnă că eu la judecată înlătur jertfa Fiului, pentru că nu mai e valabil. La judecată nu se mai ține cont de jertfa lui Iisus Hristos. La judecată se ține cont de viața mea. Și mă duc eu și spun așa: vreau să plătesc pentru păcatele mele. Cât e prețul? 2 euro? Nu. 1000? Nu. 1 miliard? Nu. Cât? Iadul. Ești liber. Trebuie să plătești. În seara asta trebuie să alegi. Plătești tu la judecată sau îl lași pe Iisus să plătească aici? Prin credința în jertfa Fiului Său, în rugăciunea care urmează, spune: Doamne, îmi pare rău că Te-am întristat. Iubiții mei, un hoț care e iertat și la care spune judecător: auzi, plătesc eu, pentru mă duc eu la pușcărie pentru tine. Hoțul ăla, dacă e mișcat de ceea ce a spus judecător și ce a făcut, merge afară și schimbă viața. Dacă trăiește la fel cum a făcut, înseamnă că nu l-a mișcat cu nimic. Și spune în Evrei: nu mai este o altă jertfă. Dacă vrei în seara asta să începe viața nouă, spune: Doamne, poate unii chiar botezați sunteți, nu vreau să-ți mai nenorocesc jertfa, trăind o viață de plicitară, ci vreau din toată inima să trăiesc frumos. Și vreau de astăzi să cred în ceea ce ai făcut, să fiu spălat prin jertfa de la Calvar, să scrii și numele meu în cartea vieții. Că ați văzut în pilda bogatului și al lui Lazar, că bogat nu știm cum îl cheamă, că fără Dumnezeu nici numele tău nu o să mai fie amintit. Și pe Lazar, pe săracul ăla, din stradă, de la ușă, cu câinii, cu bubele, o rămas în istorie numele lui. Pentru că numele celor care trăiesc cu Dumnezeu este scris în cartea vieții. Doamne, Te rog, în seara asta mai scrie nume în cartea vieții. Ne ridicăm în picioare, iubiții mei, ne rugăm în acest sens și la final mulțumim. Amin. Prin acest website dorim să ajungem cu Evanghelia în casa fiecărui român de pe glob.
Vă puteți abona aici la resurse spirituale, la articole scrise de mine, la schițe de predici pe care le-am primit din partea Domnului, la fel și fel de seminarii care au legătură mare cu educația financiară în familia dumneavoastră. De asemenea, veți găsi fel și fel de articole care au în vedere consilierea spirituală a familiei dumneavoastră. În spatele acestui proiect există o echipă de redactori, de designeri, de programatori pe care îi vom susține prin donațiile pe care dumneavoastră le veți face în schimbul primirii acestor resurse. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că veți susține acest proiect de a duce Evanghelia în aceste vremuri din urmă în casa fiecărui român de pe glob.